Sunt 20 de ani de activitate FIRE. Ce înseamnă acești 20 de ani de activitate? Pentru mine înseamnă 20 de ani de muncă, muncă asiduă, muncă care ne-a dus de la experiențe foarte mici și puține, fără valoare, la experiențe foarte mari. Înseamnă un contact cu peste 30.000 de cetățeni din zona Reghin, Bistrița, Suceava. Înseamnă că am făcut cunoscută și am pus în valoare o investiție pe care prietenii și binefăcătorii noștri din Elveția au făcut-o în legătură cu noi. Înseamnă, de asemenea, formarea unei echipe de salariați, care nu este foarte mare, dar este foarte activă, care rulează aproximativ 4 milioane jumătate de euro pe an. Înseamnă crearea unor consilii de administrație la Fundația FIRE, la Societatea de Finanțare, de oameni responsabili, dedicați muncilor și foarte puțin interesați de partea materială. În acest moment sunt 9 salariați și încă de 2 ori câte 7 membri în Consiliul de Administrație. La cele 4 filiale pe care noi le avem în țară, e vorba de Iernut, Reghin, Bistrița și Suceava. Noi lucrăm deja și în județele Alba, Sibiu și Cluj, dar nu avem o valoare a investițiilor atât de mare încât să ne putem crea un punct de lucru. Lucrăm prin agenții din apropiere, din zonele limitrofelor și prin atragerea unor parteneri de-ai noștri care deja s-au confirmat ca persoane care doresc să facă investiții, care sunt interesate de a ajuta și pe alții să prospere. Sunt 20 de ani de activitate și asta sărbătorim astăzi, invitând la manifestările pe care le organizăm foști colaboratori, colaboratori actuali, colegii din țară, colegii din afara țării și persoane cu care colaborăm și cu care avem acțiuni împreună. Ce înseamnă FIRE? FIRE înseamnă Fundația pentru Promovarea Agriculturii și a Economiei Regionale, care s-a născut în urma unui proiect realizat între Guvernul României și Guvernul Elveției, având ca principal obiectiv dezvoltarea rurală. Acum, dezvoltarea rurală trebuie înțeleasă ca fiind o activitate foarte complexă, iar Fundația FIRE s-a axat pe 2 piloni. Pe formare profesională pentru adulți, care a fost prima activitate a Fundației și care în continuare este o activitate principală, și o activitate care se referă la acordarea de microcredite pentru dezvoltarea de investiții în zona rurală. Astea sunt activitățile pe care Fundația FIRE le-a făcut și le face în continuare. Deci, Fundația FIRE, creată urmare acelui acord între Guvernul României și Guvernul Elveției, s-a poziționat în centrul țării, la noi în Reghin, în orașul nostru, aici fiind centrala, după care funcționează în toate regiunile țării această instituție. Sigur, nu suntem o instituție foarte mare, lucrăm în județul Mureș, Bistrița și Suceava, având ramificații în județele limitrofe, în Harghita, Sibiu și Alba. Deci în urmă cu 20 de ani a luat ființă la Reghin, apoi celelalte centre în același an au luat ființă sau pe parcursul timpului? Pe parcursul timpului s-au dezvoltat treptat, pornind de la Reghin și mergând pas cu pas în județele învecinate, acolo unde am găsit solul bun și fertil pentru a arunca sămânța pe care ne-am avut-o. Cum se va marca această zi importantă? Există 2 zile de manifestări, 9 zile, vor fi 2 zile. Astăzi, aici, la noi, la sediul Fundației FIRE, organizăm un simpozion, să ne aducem aminte de tot ce am făcut în cei 20 de ani. Iar mâine vom organiza o petrecere câmpenească, unde invităm un număr mare, un număr însemnat după părerea noastră, în jur de 350 de persoane, care sunt actualii noștri colaboratori. Da, într-adevăr, acum 20 de ani lua ființă la Reghin această fundație, FIRE-ul Reghin. Pentru județul nostru și nu numai pentru județul nostru, după cum a spus, pentru toată zona montană și submontană din Transilvania, această fundație a jucat un rol foarte important. Se cunoaște că în 92
producătorii agricoli nu aveau cunoștințele necesare, să spun eu, legate de cultivarea plantelor, de creșterea animalelor, de valorificare și în special, de exemplu, de a lua un credit și a folosi un credit. Fundația FIRE a jucat un rol foarte important în educarea producătorilor agricoli, dar ceea ce este foarte important, Fundația FIRE, pe lângă această pregătire teoretică, a făcut și o pregătire practică. Efectiv, am avut un noroc foarte mare cu elvețienii în acea perioadă, fiindcă trebuie să spunem că această fundație a luat parte datorită unui ajutor elvețian care a avut loc. Foarte mulți producători din zona noastră și formatori au fost pregătiți în Elveția. Bineînțeles, Elveția, având o agricultură foarte performantă, au avut ce să învețe și acest lucru a fost transpus și la noi în județ. Ceea ce este foarte important, că și la această dată Fundația FIRE joacă un rol foarte important și acest lucru, de ce să nu recunoaștem, se vede la noi în județ, fiindcă suntem un județ unde avem o agricultură performantă, spun eu, atât în sectorul vegetal, cât și în sectorul zootehnic, în sectorul pomicol, și un rol important l-a avut această fundație. Deci s-a născut la Reghen. Practic a avut loc zona submontană. Acum, fiind un centru mai important, zona Reghinului, trebuie să spunem că aici au fost foarte mulți întreprinzători. Reghinul se cunoaște că este un oraș la nivel de județ foarte puternic din punct de vedere economic. Și de ce să nu recunoaștem în această zonă pomicultura pentru noi, pentru județul nostru, este un sector foarte important. Zona Reghinului, zona Batoșului, mărul de Reghin, mărul de Batoș este recunoscut în toată România și de aceea cred că a luat ființă la Reghin această fundație, unde a găsit un teren foarte favorabil de a se dezvolta. Ce înseamnă FIRE, cei 20 de ani de FIRE Reghin pentru orașul nostru? Să știți că eu am fost și la aniversarea de 10 ani. Atunci eram client FIRE, pentru că FIRE-ul în zona noastră, această fundație de ajutorare, mai ales a celor din zona rurală care se ocupă cu agricultura, această fundație a avut o însemnătate mare în toată zona Reghinului, mai ales în Valea Mureșului Superior, pentru că începând cu 15 ani în urmă, cu 20 de ani, că acum sărbătorim 20 de ani, a început să impulsioneze dezvoltarea, prin acordarea de credite, dezvoltarea gospodăriei țărănești. Și nu numai atâta, pentru că de la început au început să facă cursuri de perfecționare a agricultorilor, că oricum cât ne credem noi de perfecționați într-o lume a învățării continue, trebuie să mai învățăm câte ceva. Și mulți, mulți dintre tinerii fermieri de astăzi au făcut un stagiu de practică în Elveția cu FIRE-ul, pentru că de acolo a venit FIRE-ul în România. Deci noi, zona Reghinului, ne putem mândri că are sediul la Reghin FIRE, Fundația FIRE, și are o importanță deosebită. În lumea de astăzi, cu atâta concurență, cu atâta dezunire, aș spune, cu atâta chiar invidie între anumite societăți de credit, iată că FIRE-ul a rezistat și în anii ăștia și a devenit atât o societate de credit, cât și un îndrumător serios, mai ales al tinerilor fermieri. Sunteți de la început în FIRE? Eu vă spun că până în 2004, când m-am făcut funcționar public, până atunci aveam firmele mele, am fost client FIRE și am reușit cu FIRE-ul să construiesc două mici întreprinderi. O fabricuță de care stea la Lunca Bradului, un gater și cu ce mai trebuia acolo, și pe urmă o fabrică de esență de brad, tot în Lunca Bradului, tot cu credite FIRE. Fundația, cred eu, s-a înființat după anul 90, 91, 92, că zic eu că poate are un pic mai mult de 20 de ani cât să sărbătoresc astăzi. Și la vremea respectivă, un membru fondator a fost Stațiunea de Creștere a Oilor și Caprelor Reghin. Eu, fiind directorul unității și atunci și acum, desigur că o trebuie să reprezint și reprezint și în prezent stațiunea
în Consiliul de Administrație a Fundației. Ce înseamnă acești 20 de ani de activitate FAIR pentru stațiunea de cercetare? Deci, după mine, pentru stațiunea de cercetare înseamnă, să zic așa, un oarecare sprijin, un sprijin indirect, pentru că clienții FAIR-ului sunt mulți dintre ei crescători de rumegătoare mici, de oi și capre. Și dacă oamenii ăștia au avut o susținere din partea fundației, desigur că au fost atunci interesați și de problematica stațiunii, respectiv optimizarea tehnologiilor de creștere a ovinilor sau caprinelor, îmbunătățirea furajării, a reproducției, chiar știu, procurarea de reproducători cu o valoare de ameliorare sporită de la stațiune. Erau niște... Deci fundația a creat, din punctul ăsta de vedere, o mai bună bază materială pentru investigațiile și activitatea stațiunii. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, echipa de cercetători, eu... a colaborat destul de bine cu personalul fundației. Chiar a avut ocazia la cursurile de formare profesională, de instruire a agricultorilor. Au fost ocazii de colaborare, de participare ca lectorii la aceste cursuri și de integrare și pe această, să zicem așa, preocuparea fundației în activitatea de instruire a agricultorilor, în crearea unor posibilități de a și dezvolta ferma și, desigur, de a obține niște rezultate mai bune, economic.